Găsit, dacă vă aduceți aminte, nu cu foarte mult timp în urmă s-a semnat un acord pe schimb de informații cu Elveția, schimb de informații bancare, începe să-și arate roadele acel acord. Pe scurt, vom primi de la elvețieni, dacă nu s-au primit deja, date cu conturi deținute de români la Banca HSBC Elveția. Ar fi vorba cam de 50 de români cu conturi acolo. Contul care se bănuiește că ar fi secrete, de care fiscul român n-ar fi știut nimic până acum. Șeful ANAF va desemna 4-5 angajații ANAF, va face un fel de task force care să verifice datele oferite de elvețieni cu datele care le are ANAF-ul, și acolo unde se găsesc neconcordanțe apar alte sume de bani față de cele declarate în România. Se va declanșa inspecția fiscală. Știți, este acea structură de verificare a marilor averi și după toate informațiile primite până acum, acele sume descoperite în plus vor fi taxate cu 16%. Rămâne de văzut dacă aceasta va fi singura măsură punitivă, să zicem, luată de fisc, sau se va trece și la altfel de măsuri. În orice caz, e un bun început. Până acum, Elveția era unul dintre mari depozitari de secrete bancare. Iată că schimbările de legislație europeană, să zicem, au început să-și facă simțită prezența și poate că așa vom ști și noi cine are ascunși bani prin paradisuri fiscale.